Statelor Unite, domnul James Pettit. Good afternoon, everyone. Domnule prim-ministru, domnule ministru, stimați oaspeți, stimați oameni ai vinului, Guvernul Statelor Unite susține dezvoltarea sectorului vinicol de mai bine de 10 ani. Noi întotdeauna am crezut în potențialul de excepție și viitorul luminos al vinului Moldovei. Din partea poporului american vreau să vă felicit cu sărbătoarea națională a vinului. Este un simbol al cupajului unic de istorie, cultura și tradiții vinicole. Personal, am descoperit vinurile din Moldova câțiva ani în urmă și am rămas foarte impresionat de calitatea lor, dar și mai important de personalitatea lor. Datorită vinurilor, Moldova a devenit mai bine cunoscută în lume. Vinurile au adus producătorilor acestei țări recunoaștere la nivel internațional, multe premii și medalii. Industria vitivinicola este un domeniu strategic al economiei moldovenești, care oferă locurile de muncă pentru mai mult de 200.000 de persoane, în mare parte din zonele rurale. Prin dezvoltarea acestei industrie, noi contribuim la prosperitatea economică și îmbunătățim condițiile de viață pentru mii de moldoveni. Moldova trebuie să se mândrească cu vinurile moldovenești, cu oamenii muncitori care le produc și cu ospitalitatea cu care ei întâmpină pe vizitatorii locali și cei internaționali. Felicitări celor care lucrează în industria vitivinicola, felicitări Moldova, noroc!